Următoarele invitate sunt cunoscute drept niște dive care stabilesc tendințe și trasează direcții în modă. Sunt cunoscute pentru ținutele lor fabuloase. Astăzi însă vorbim despre vacanțele lor spectaculoase de iarnă. Așa că le poftim în platou pe Diana Enciu și Alina Tănasă, adică fabuloasele. De ce sunteți în negru? Ne-am însortat, azi că venim, poate să facem și un dans acum la început de an. Iulica, te rog frumos, pregătește o melodie pentru prietenele mele, Diana și Alina, să bage un dans. De ce sunteți, mă, negru? Sunteți așa supărate? Păi ne-am gândit să ne facem un band și începem cu dans prima dată. Și de-aia ne-am îmbrăcat așa ca să... Chiar am zis să vedem dacă o să aibă o reacție. Am avut. Atalin și ai avut, e bine. Da, te rog frumos să iei un ochi. Hai să luăm. Ai zis că stabilim tendințe și mi-am pus. Cum vreți voi, cum vă simțiți voi bine. Am zis că le arătăm oamenilor care încă mai muncesc și care au început anul cu muncă, la serviciu, cum este și normal. Noi și noi cum se distrează niște fete celebre prin lume, prin vacanțe, peste tot. Și noi am început cu muncă, să știi, ne-am făcut planul pe 2000. La voi munca înseamnă toată una vacanță, 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 vacanță. Nu este plecare. Așa plecare se numește. Vacanța a fost acum în decembrie. Acum a fost în decembrie. Băi, cât a stat anul trecut plecate prin vacanțe sau prin aceste plecări? 150 de zile am fost plecate, am făcut un calcul. Jumătate de an. Jumătate de an. Presupun că anul ăsta puteți să creșteți cu 20-30%. Da, depinde. Sincer, eu ne gândeam că anul ăsta mai scădem un pic, că parcă prea mult am fost plecate. Anul ăsta vrem să ne apucăm să facem vlog. Vlog. Da, și... de gluga, da, de gluga, nu. Da, deci anul ăsta suntem femei serioase, urmează să dezvoltăm un pic mai mult business-ul pe care îl avem și de asta trebuie să stăm mai mult timp. Logic, până la morte. Acum tot ne chinuim, e destul de greu, că vlog vrem să facem de vreo 3 ani, dar uite că cred că în 2019 se facem. Totuși așa cu vacanțe, ca în celor de acasă, că le arătăm puțin niște vacanțe. Pe unde a fost doamna Diana? A fost pe la Moș Crăciun? Da, am fost în Laponia cu soțul, vreo 5-6 zile parcă. Diana îi place să plece de obicei înainte de Crăciun și de Revelion și după, eventual. Da, de Crăciun și de Revelion acasă. Eu nu suport să stau de Revelion acasă. Păi oricum nu se întâmplă. Uite, aici am fost, aici eram în Laponia, am fost la o fermă de husky. Mi-aș fi dorit ca acești husky să aibă o lesă mai lungă, dar n-aveau, am suferit mult, dar ne-am bucurat toată de peisaje. Ați fost cu sănile trase de câini? Da, da, am fost. Super. A fost plăcut. Să știi că a reacționat foarte bine la zăpadă. Eu nu sunt pro-zăpadă, dar de când am fost în Islanda s-au schimbat lucrurile. E zăpada din Laponia, cred că e diferită. Da, mai altfel când ne întâlnești cu Moș Crăciun. Aici era chiar la casa lui Moș Crăciun. Nu eram în pijama, domne, eram ațol festiv, eram pe decembrie. Tu nu vezi că e pe multe pattern-uri care se arată bine în poze. Ăsta e satul lui Moș Crăciun. Aici puteai să te cazi, era foarte fain. Păi și Moș Crăciun era? Am și o poză, parcă v-am dat o poză cu Moș Crăciun. Păi eu n-am înțeles, apropo, că nici n-am vorbit cu Diana despre asta. Bă, ce era moșul ăla cu barbă falsă? Adică e frumos așa? Băi, Moș Crăciun, uneori are barba lui, alteori are barba falsă. Adică, na, depinde de sezon. Am aflat noi, apropo de chestia, îmi povestea o prietenă care a lucrat la un brand mare, că a lucrat cu Carl Lagerfeld și Carl nu vorbește el cu vocea lui, vorbește în șoaptă unui asistent, care asistentul vorbește. Așa și cu, cred că își menține barba, nu? Adică să rămână barba frumos, nemuritoare. Deci, Diana, aici ai fost în Laponia, foarte frumos, să știi. Da, și în rest am fost acasă. Dar unde e soțul? N-apare și el în poze? A, nu, el făcea pozele. Am venit cu Tănasă, adică m-am gândit să nu interferez cu... cu Moș Crăciun ai dat-o și tu. Ba da, am dat-o, dar uite că n-apare, nu știu de ce. În fine, aveam o poză cu Moș Crăciun și că n-am dat-o. Eu mi-aduc aminte că am dat. În fine, nu mai contează. Ideea e că puteți intra pe FabNews Diana și o vedeți acolo, pe Instagram, e ok. Are poze. Ia, s-a plimbat mai mult acum în decembrie. Haide să vedem, tu pe unde ai fost, Alina? Mai vedem așa, niște poze, niște plimbări. Măi, eu am fost în Italia, eu sunt pe Europa, nebunită pe Europa și am zis să merg într-o zonă foarte populată iarna, ca să nu fie atât de populată. A fost destul de aglomerat și acum, a bătut un vânt teribil. V-am dat niște poze mai funny, pentru că am zis să fie amuzant, așa că am cât de tare bătea vântul, am crezut că mor de frig. Deci în Positano, sunt din Positano. Aveam și niște baloane, mi-am luat niște baloane cu la mulți ani, pe care le-am umflat, nu știu cum a reușit să le umflu. Ideea este că Dragoș a fugit după ele pentru că au zburat pe toată plaja aia. Toată lumea se uita la noi. Da. Deci a fost femeia pregătită, adică eu chiar apreciez. Alina are niște idei uneori de... Da, mă, da, cum crezi că își întreține căsătoria? Cu baloane? Cu baloane, da. Cu artificii. Eu, sinceră să fiu, nu știu cum am suportat vacanța asta soțul meu, pentru că l-am tâmpit, efectiv. Ți-ai tâmpit soțul? Da. Cu pozele, cu pozele. Și cu multă iubire. Și cu toată nebunia asta. Hai să cumpărăm pizza, hai să luăm baloane, hai să punem cearșaful, nu stă cearșaful, bate vântul, nu bate aia, n-am păr, am păr în ochi, am păr în gură. O vacanță de influencer nu este o vacanță normală de relaxare, este o vacanță de stresare a soțului ca să-ți facă poze bune. Poanta poantelor a fost că Diana era tristă acasă, că e acasă, că e tristă. Dar mi-am dat și niște poze frumoase, adică pozele mele frumoase în vacanță, mi-a arătat doar asta în care mi-a vântul pizza. Diana era spărată acasă și plictisită și zic, hai, stai că-ți dau eu niște poze să te amuz. Și am dat toate pozele astea în care eram schimonosită la față, vai de capul meu, cu părul în gură, în nas. Vai, și așa tristă am fost când mi le-a trimis. Uite, poze frumoase, na. Da, mă, uite, poze frumoase, așa, să arată, vadă lumea că se poate și așa. Asta e cu tine. Da. Și e chiar din București. Mi-e place că ați rămas la fel de vorbărețe și în 2019 și la fel de puse pe fapte mari, nu? Da. Foarte bine. Deci continuă povestea cu fabuloasele și în 2019, da, da, da. Bun. În 2019 să facem niște poze foarte drăguțe în București, să redescopere lumea București. Eu m-am apucat deja, după cum ați văzut, dacă mă urmăriți. Păi da. Când faceți? Când o vrea... Ce întrebare e asta? Când o vrea. Mă scuzați. Mă, ca să-și întrebări grele. Păi știi cum e când se lipește până la urmă, că e foarte delicată treaba asta. Când se lipește, atunci o să facem. Da, voi vă doriți să se lipească, nu? Da, noi da. Doar ne-am căsătorit, adică ideea de familie. Cine se căsătorește vrea să aibă copii. Ideea de familie, adică clar suntem deschise către o idee de genul ăsta de a avea copii. Păi da, dar noi suntem o familie, noi două și nu putem să facem un copil împreună. Dar avem deja doi copii, adică avem acasă. Tu, Dragoș, și eu, Cristiana, în fine. Deci vă gândiți și la treaba asta, nu? Da, ne gândim. Acum nu mă gândesc obsesiv, cum nu m-am gândit obsesiv nici la nuntă. Adică o să vină natural și o să îmbrățișăm cu mare drag dacă o să vină către noi. Așa să fie. Doamne ajută! Perfect. Și alte lucruri în 2019? În 2019 urmează să facem niște evenimente mai simpatice. Se poartă ciorapii ăștia așa? Dar eu îi por și când dorm. Da, ea doarme așa sexy cu ciorapii. Să știi că mi-am împrumutat Anasa, că eram prea goală. Eu am venit cu două perechi, am zis că nu știu care așa și doamna a zis că e chiar goală și a zis că... Da, trendul. Te uiți la noi și îți dai seama care e trendul. Dar te uiți, adică nu... Mă uit, păi să văd exact trendul. Bun, deci și am înțeles că mai pleci undeva acum în 2019. Mai acum la început de februarie. Așa, model, zici că pleacă așa, mă duc și eu un pic aici până în Ungaria, un pic, m-am super ciufulit cu cascheta asta. Da, plec cu al meu în Sri Lanka, vrem să plecăm și... Acum suntem, tatonăm, finalizăm. Vezi că am auzit că pleacă și Maldive, eu cred că ține secret. Da, Sri Lanka, am uitat. Deci oameni buni, cam asta înseamnă să fii influencer. Sau cum zic băieții de la Five Gang, știi că au mișto, s-au culcat studente, s-au trezit influencere. Nu e cazul vostru, pentru că voi v-ați trezit influencere dinainte să se nască ei. Exact. Noi influențăm influencerii. Bun, pentru că adevărul că e o invazie de influenceri în ultima perioadă. E un job fain, adică din exterior pare foarte fain și plăcut și cumva dream job și cumva este dacă ajungi să fii acolo și să trăiești din asta, așa că... Voi trăiți din asta, ceea ce înseamnă că vă faceți treaba foarte bine. Și e greu să faci fața, având în vedere că a venit tot acest val de tinerei care au multă energie, care pe mine mă copleșește. Și care sunt foarte dezinhibați, foarte mulți dintre ei și cred că asta e important în zona asta. Voi au un discurs la 16 ani, nu mai știu pe cine ai avut invitat aici. Dar eram șocată ce discurs aveau la 16 ani. Doamne, iartă-mă, e ceva extraordinar. Se întâmplă niște lucruri. Da. Bun, oameni buni, ele sunt celebrele fabuloase Diana Enciu și Alina Tănasă. Pe ele le puteți găsi pe Instagram, le puteți găsi pe Facebook, pe internet, nu? Da, în curând pe YouTube. În curând și pe YouTube și, Doamne ajută, vă așteptăm aici la emisiune oricând cu brațele deschise pentru că... Și cu brațele pline, cum s-ar zice. Până atunci pe online vă găsim. Da, chiar așa. Și acolo o să fie pace și să fie bine. Da, pentru toată lumea. Să fie pace, corect, pace. Să fie pace, pentru că mai sunt războaie pe online. Da, păi trebuie să fie un pic de adrenalină și de nebunie. Noi suntem pacifiști, așa am fost întotdeauna. Noi suntem cu familia noastră liniștită, ne băgăm în familiile altora. Deci oameni buni și pe online, să știți că niște războaie câteodată de... Asta e. Deci mi-a căzut gluga asta în continuu. Jur că nu mai ții gluga dacă nu stă în cap. Măi, a trebuit să stea. Deci până am intrat în platou, a stat, înțelegi? A stat foarte frumos. Păi și dacă nu stă, de ce te chinui? Las-o așa să cadă. Dar dezbracă-te, mă, toată și gata. Da, mă, dă-o jos. Nu, mă, nu, așa e ținut asta cu glugă, gata. Dar stai că la final, când ne ridicăm, pac! Știi? La tine doar un fir ține toată chestia asta și s-ar putea să te... Scufița neagră cu sclipici. Da, exact. Da, păi am că facem un film de asta, Scufița neagră cu sclipici. Fetelor, să aveți un an minunat, miraculos. Și tu să ai un an minunat. Eu nu por diamante. Are Dar sunt niște inele bune pentru bătaie. Da, dacă sunt pentru apărare, adică de-aia nu mă cer cu ea, că mi-e foarte frică. Frumos, deci așa e cu influencerii ăștia. Da. Sunt, luați aminte, sunt pe vremuri plantă, tu luai aia de la robinetul, de la stradă, știi? Rozeta aia. Da, știu. Da, da. Vezi? Știu da, cine umblă noaptea prin cartier. Da. Sunt designer care au reinventat treaba aia. Da. Adică... Deci băi, orice se reinventează. Da. Știi cum erau și astea cu furculițe, iar cu cuțite, cu chestii. Da, păi am lăsat-o. Am zis că nu, gata, nu mai. Deci nu. E clar că nu sunt făcută pentru acest cuvinte. Ești bine și așa. Alina, da, ești foarte bine. Foarte bine, fără glumă. Fetelor, vă mulțumesc să aveți baftă și vă mai așteptăm. În 2019, urmăriți-le, sunt niște fete foarte simpatice, fac niște poze senzaționale și chiar scriu niște lucruri super mișto pe Facebook, pe Instagram și pe blog. Mulțumim. Să depășiți anul ăsta peste 150 de zile de vacanță și să aveți baftă în tot ceea ce faceți. Doamne, așa să fie. Frumoase sunteți! Te pupăm! Perfect! Vă așteptăm! După ce pune și primul vlog pe internet, vă așteptăm. Da, Doamne ajută să-l punem odată, că tot chinuim. Exact, doamnelor și domnilor, ele sunt Diana Enciu și Alina Tănasă. Să fie într-un ceas bun 2019 pentru ele. Să aveți baftă, fetelor!